Prezenta expunere este o pledoarie în cinstea sportului înainte de toate. Ce este sportul? Numim sport orice activitate atletică ce generează contracție musculară și sporește energia consumată dincolo de nivelul de odihnă. Pentru că necesită înzestrare, tenacitate și sacrificiu, sportul are o natură eminamente competitivă. La nivel individual, sportul te face mai ager, mai ambițios, mai longeviv și mai puțin anxios. Ce se întâmplă dacă multiplicăm? Mai mulți indivizi harnici dau o comunitate mai ambițioasă, care, împreună cu alte comunități ambițioase, fac regiuni mai dezvoltate. Iar mai multe regiuni dezvoltate dau, în final, o națiune mai prosperă, mai zdravănă și mai îndrăzneață. Pentru că nu cere decât voință și transpirație, putem spune că sportul este un instrument foarte la îndemână pentru progresul și bunăstarea economică a oricărei națiuni. Sportul nu clădește caractere tari, ci le dezvăluie, spunea americanul Haywood Brown în anii 30. 60% dintre români nu fac sport niciodată și niciun fel de efort fizic, arată un Eurobarometru din martie 2014. Îi surclasăm doar pe bulgari. Din 2009 până în 2013, numărul de sedentari din România a crescut de la 9,8 la 12 milioane. Avem o rată de conversie la sedentarism de 550.000 de persoane pe an. Aritmetica arată că, până în 2028, toți cetățenii României se vor uita la televizor scufundați în canapea. Paradoxal, trusturile media vor reînvia din emisiuni vintage despre sport, iar McDonald's și Dristor Kebab vor fi silite să lanseze ele campanii de conștientizare a importanței sportului. În vreme ce, în Danemarca, fiecare asociație de locatari participă la Jocurile Olimpice cu echipa proprie. În Danemarca, doar 14% din populație este sedentară, în Suedia doar 9%. 70% dintre suedezi și 66% dintre finlandezi fac sport săptămânal. Nici irlandezii nu par foarte atletici, dar barometrul arată că 52% dintre ei transpiră măcar o dată pe săptămână. Nicăieri, în regiunile mai dezvoltate, Austria, Germania, Benelux, Scandinavia, nici măcar în Slovenia sau Croația, sedentarii nu reprezintă mai mult de 30% din populație, în vreme ce la noi ponderea este dublă. Doar unul din 5 români face sport cu regularitate. Avem 250.000 de sportivi legitimați, adică 1,2% din populație. În Franța, sportivii legitimați reprezintă 25% din populație. Franța are 16,5 milioane de sportivi legitimați, România are 20 de milioane de locuitori. Sesizăm o corelație inversă între nivelul de trai al unei națiuni și ponderea populației sale sedentare. Din nefericire, țările de la coada clasamentului se află pe lângă poziția nefastă și într-un cerc întortocheat și vicios. Lipsa mijloacelor financiare le face incapabile să combată sedentarismul, neavând bani pentru investiții în sport. De cealaltă parte, sedentarismul netratat se acutizează și păgubește visteria țării, iar asta înseamnă, din nou, neputința de a investi. Pentru a scurt-circuita cercul neputinței, o modalitate ar fi să așteptăm formarea unui puternic curent de opinie anti-stat în casă, care apoi de-a lungul anilor să încline balanța socială dinspre letargic către proactiv. Dar ar putea dura și 50 de ani. Cealaltă cale ar fi să începem de mâine să investim în sport. În zilele noastre, 95% dintre investițiile în sportul românesc vin din partea statului, prin Ministerul Tineretului și Sportului și structurile afiliate. În 2013, sportului i-au fost alocate de la buget numai 85 de milioane de euro, iar în 2014 și mai puțin, 82 de milioane. Ministerul Tineretului și Sportului a primit de 19 ori mai puțin decât Secretariatul General al Guvernului și de 3 ori mai puțin decât SRI. Dar ministerul trebuie în primul rând să subziste, ceea ce înseamnă că, după ce plătește salarii, prime, mobilierul de birou și curentul electric, din cele 82 de milioane îi rămân efectiv pentru investiții în jur de 5%. Cu 4 milioane de euro, statul poate construi 2-3 săli de sport pe an și câteva piste de atletism. O piscină olimpică acoperită sau un centru de copii și juniori, poate odată la 4 ani. Sportul din România are vădită nevoie de surse alternative de finanțare pentru a evolua sau, de fapt, pentru a nu dispărea. De aceea vedem bănci sponsorizând maratoane, turnee de tenis, echipe de Formula 1 sau construind stadioane și săli de sport. De aceea avem Barclays Premier League, Allianz Arena, BNP Paribas Open și Signal Iduna Park. La rândul lor, ca să intre pe radarul investițional, cluburile și competițiile sportive trebuie să aibă credibilitate, tradiție, performanțe și un plan de viitor.
Știința București este un club sportiv studențesc ce funcționează după o strategie occidentală de management și bune practici. Asemenea universităților americane și vest-europene, Știința și-a propus să transforme studenții ambițioși în sportivi cu performanțe, iar pe sportivii ambițioși în indivizi preocupați și de carieră și de formarea lor profesională. Credem că degeaba ești elev olimpic dacă obosești când urci în tramvai și degeaba ești titular de bază dacă Dostoievski e pentru tine doar un sortiment de vodcă rusească. Credem că sportivii au nevoie de școală, iar populația are nevoie de un sistem național integrat care să faciliteze accesul la sportul de masă. Dar nu credem asta de ieri. Știința București s-a născut în 1949, mai întâi ca un club de handbal în 11. În 1961, Bucureștiul intră în cărțile de istorie drept primul oraș care cucerește Cupa Campionilor Europeni la handbal feminin. Învingătoarea din finala acelei prime ediții s-a numit Știința București, cu scorul general de 13-5 în dubla cu Dinamo Praga. După Rapid, în 1964, niciun alt club românesc nu a mai adus cupa la București, iar cele două reușite rămân etaloane naționale după mai bine de jumătate de secol. Știința își pierde identitatea în 1972, când este divizată în trei după placul miniștrilor peceriști ai vremurilor, iar în cele din urmă este desființată de tot odată cu căderea regimului în 89. Clubul reînvie în 2010, în jurul unei mici comunități de politehniști cu patimă înnăscută pentru sport și cinste pentru vechile valori. În mai puțin de un an și cu un buget în miniatură, Știința debutează în campionatul național de enduro, precum și în a doua ligă valorică de handbal feminin, unde termină pe 10 din 12. Anul următor, Știința își înscrie echipa de băieți în liga a doua de basket și încheie sezonul de debut pe locul al treilea. Tot în sezonul 2012-2013, Știința devine vicecampioana României la enduro profesioniști, clasa A, iar la handbal urcă până pe locul 4. Cu un ochi la succesul istoric din 1961 și cu altul către principiile actuale de management din Europa, tânăra echipă de la conducerea Științei importă, inovează și implementează. Fosta extremă dreaptă a Naționalei României și a Ultimului, Nicoleta Alexandrescu, se alătură echipei de handbal în funcția de antrenor principal, iar clubul angajează și un psiholog pe probleme sportive. La basket, Știința termină sezonul 2013-2014 pe primul loc în Liga 1, la mare distanță de urmăritoare, fiind ca și promovată în Liga Națională, iar la motociclism își consolidează poziția, revendicând primul loc la Hard Enduro și locul secund la Enduro Classic. Pe măsură ce sunt puse fundamentele departamentelor de strategie, branding și comunicare, Știința se desprinde tot mai clar de imaginea tradițională a cluburilor sportive din România, pentru care subiectele ce țin de imagine și poziționare sunt în continuare tabu și în 2014. Știința București, club studențesc formator, se adresează tinerilor aflați în căutarea unei dezvoltări personale complete, prin școală și sport. Vorbim cu oameni care, dintr-un avânt natural, sunt în permanentă mișcare și produc efecte în jurul lor, antrenându-i prin contagiune și pe ceilalți. Știința are în total 7 secții sportive: handbal, basket, motociclism, volei, șah, arte marțiale și bridge.